Pentru pești este un moment de speranță și de pasiune care le ridică foarte multe probleme, analize foarte serioase. Unii pot cere sfatul unui specialist dacă au nevoie de niște răspunsuri și de niște explicații. Pe de altă parte, mintea le merge foarte mult în iubire. Au nevoie să înțeleagă, da, de ce, dar cum pot face să se întâmple mai repede sau mai bine. Nu e vorba numai de scopuri comune, cum se întâmplă la vărsători, e vorba și de o viziune, de valori, de concepte, de filozofie, de imagine de viață, de un drum de credințe comune care țin cuplul împreună. Și s-ar putea ca valorile să fie testate în acest moment. Pe de altă parte, au un proces de curățare peștii de niște prejudecăți, frici și prejudecăți care îi opreau să iubească atât, cum să spun, să iubească netoxic, pentru că de foarte multe ori peștii intră în relații toxice de iubire, fie dând prea mult și invitând în felul acesta partenerul să calce pe preș. Pe de altă parte, își fac și foarte multe himere și multe iluzii și are loc acum o împrăștiere a norilor. Nu singuri, se pare că nu singuri, ci cu ajutorul cuiva, a unui sfătuitor, un om cu experiență de viață sau un specialist, o carte, un autor. Au nevoie cumva de niște răspunsuri din afară, nu doar din ce procesează ei. Și în felul acesta iluziile se risipesc, dar cumva și speranțele se reînflăcărează, tocmai pentru că capătă răspunsuri, înțeleg lucrurile, se dau norii la o parte, primesc clarități de care au nevoie acum pentru a vedea ce fac mai departe în relație. Și nu exclud ca din tot ceea ce află, sigur, toate răspunsurile se duc înapoi la iubirea de sine și la onorarea de sine, indiferent cu cine sunt sau dacă sunt în relație.